Principalele zone devenite deja tradiționale pentru consumul de semințe au intrat în vizorul polițiștilor locali. Agenții au acționat săptămâna trecută în vederea depistării mâncătorilor de semințe. Deși acțiunea a fost anunțată în media locală, au existat și persoane care nu au fost bine informate. Cum era de așteptat, persoanele care consumă semințe pe domeniul public și aruncă cojile acestora pe jos nu au întârziat să apară. 45 de giurgiuveni au fost sancționați pentru încălcarea hotărârii de Consiliu. Acestora li s-a oferit posibilitatea să aducă domeniul public la starea de curățenie inițială, punându-li se la dispoziție de polițiștii locali mătură și făraș. Aproape 30 de persoane au ales să facă curățenie la loc, însă nu au scăpat de amendă. În perioada 20-31 iulie 2015, poliția locală a acționat pe raza municipiului Giurgiu, cu precădere în Parcul Steaua Dunării, Parcul Mihai Viteazu și Port Giurgiu, cu un număr suplimentar de polițiști locali, împotriva acelora ce nu respectă prevederile legale ale hotărârii de Consiliul Local 6/2013. Astfel, în această perioadă au fost aplicate un număr de 45 de sancțiuni contravenționale celor ce au încălcat prevederile sus amintite, în valoare totală de 5.600 de lei. De la începutul anului și până în prezent, poliția locală a sancționat 90 de persoane fizice care nu au păstrat curățenia pe domeniul public și pe spațiile verzi, cuantumul amenzilor contravenționale însumând 9.200 de lei. În urmă cu 2 ani, Consiliul Local Giurgiu a adoptat o hotărâre privind consumul semințelor pe domeniul public. Astfel, toți cei care aruncă cojile semințelor pe trotuar vor fi sancționați cu amende de la 300 la 1.000 de lei. Polițiștii locali vor continua și în următoarea perioadă acțiunile de acest fel.